Suntem bine? Avem sunet? Avem valoare? Da, poți începe. Ne auzim? Ne -a. Face glume bune. E, printre puțini sunetiști care aud. Eu aveam unul la o emisiune care uh, auzea foarte bine, dar în timp ce lua sunetul cu perșu, vorbea și cu un altul, știi? Și se părea că am, nu știu câte cadre, unele chiar au rămas acolo, că n-aveam altele, știi? În care el vorbește. Da, bă, și i-am zis că o dare, o tare. Și actorii vorbeau, știi? Aia își puneau rolul și ăsta. De el lua sunetul, nu era nicio problemă. Mastercard prezintă act de siguranță. Mihai Groia Sandu este un binecunoscut actor. Te enervează chestia asta, binecunoscut actor? Nu știu dacă sunt așa de binecunoscut. Cunoscut? Cred că ești la cunoscuți? Unii da, alții nu. Unii mă cunosc, alții se prefacă că nu mă cunosc. Ți s-ar părea mai, mai bine să spunem despre tine într-o prezentare cunoscut un actor? Absolut deloc. Adică, chestia asta mă lasă total, total indiferent. Cine crezi că ar intra la binecunoscutul actor? Cine ar, ar. ar merita apelativul, da, calificativul. Ah, cine alt actor ar merita aceasta asta. Dacă există, eu nu știu, alți actori în afară A, de. Ah, eu știu o grămadă care s-ar bucura, pe nedrept, majoritatea. Dar să-i lăsăm în zeama lor, totuși. Lasă Dacă da. asta vor. Vreau să-ți te... să spun ceva încă de la început, când ai pus această instalație, sau cum să-i spune, misiune, nu știu. Așa cum vrei tu să. Vreau să stabilim mai întâi niște criterii. Hmm. Pentru că oamenii se situează la diferite nivele. Să vedem, adică, unde ne situăm, știi? Pentru că sunt unii care se situează la un nivel așa. Da. Adică, hai să zicem, uh, uite, deschidem televizorul și vedem uh, niște unii comici, știi? Și ei sunt comici numai dacă intră într-o zonă scatologică, ca să zic așa, sau porno, puțin. Adică, li se pare foarte interesant. Și vreți să punem Să un, vedem e. Unde? Nu, un ar... M, să fie escatologic. Absolut, da. <laughs> da. Sau putem să ne situăm la un alt nivel. Da. Unde vrei tu, da? Putem să vedem uh, situațiunea și din alte unghiuri, Știi? Adică să vedem răsăritul, pe scurt. Vrei să prindem răsăritul? Da. da, răsăritu da. Împreună. Dacă ne sculăm de vreme, ar veni. Da. da. Ai mers de mic la teatru, mi-ai spus despre tatăl tău da. că era un poet care cumpăra bilete la teatru. Fără să știe la ce. De asta ziceam că e poet. Da. Da. Și uh, ești printre aceia care l-au văzut pe birlic. Da. De fapt, lumea, cum mergea la circ, mergea și la Bilic, înțeleg. Mergem să nu, vedem nu, pe billig. Nu, nu, era același Sau? lucru. Nu. Deci eu am prins, ca să vezi cam ce vârstă acolo unde este Teatrul Național, da prima scenă a țării, când eram eu mic, era Circul Crateil. Era, încă mai era un circ particular. Probabil că locul acela a mai păstrat ceva din energia acelui circ, pentru că multe lucruri care sunt în Teatrul Național încă seamănă cu circăraia... S-a -a adică e o, o energia locului, știi? Uh -huh. Câți la deci, aceea? Ai? Nu știu. Deci nu eram la școală, sigur nu eram la școală. Cinci ani? Pe acolo, da. Înțelegeai ceva? Nu conta. Nu conta. Tața nu, adică... nu spunea mergem la teatru, zicea hai să mergem să-l vedem pe birlic. Nu conta piesa, nu conta, nu conta nimic. Mergem să-l vedem pe birlic. Adică... Îl vedeați doar pe birlic? Nu, bineînțeles. Mergeați că nu. în continuu nu. la Birlic? Nu, nu, nu. Dar când mergeam la o piesă cu Birlic, nu spuneam mergem să vedem, nu știu, Titanic, Val sau ceva. aici. Hai da. să-l vedem pe Birlic. Râdeai? Păi absolut că râdeam, pentru că toată lumea acolo râdea, deci asta se ia, știi? Adulți, copii, toată lumea, știi, când apărea ăla, era un de, o demență. Și pentru tine a fost important momentul ăla? Te-a te format într-un fel? Oh. Oh. Deci, ce întrebări îmi pune <laughs> toată, ce wow, ce incredible. Există un, mă rog, un top neștiut al uh, bâlbelor, gafelor din uh, teatrul românesc. Pe care știu că ți le-am spus într-o seară, unele din ele ți le-am spus. Da. Te am zis, o spun pe aia de la Teatrul Național, că e cunoscută, ei o spun și le place foarte mult. O piesă din asta comandă, cu vodă, cu un sobor de boieri. Și la un moment dat, în momentul în care soborul trebuia să ia o decizie, sala toată cu atenția sporită, se aude o agioasă lungă, țipurită, dar suficient de lungă și de țipurită, ca nu cumva cineva să nu creadă că ar fi altceva, știi? Da? Să creadă că ar fi altceva. Nu. Deci l-am văzut pe Victor Rebenjuc jucând cu Poldi doi pe un când nu împlinisem încă cinci ani la teatru mic. Și țin minte și o replică în care ea dădea ochii peste cap și spunea oh, oh, să te ferească Dumnezeu de ziua de nașterea bărbaților. Atât ținut minte din toată piesa aia. N-ai plecat de la Birlic cu sentimentul că ar fi cazul să devii actor, pentru că... A, oh, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, nu. No, adică n-ai no, no. vrut să fii ca Nu. No. Nici, no. no. Nici ca Rebenjuc. No. Nu. Nici ca Poldi. Nu. No. No. Simțeam că am personalitatea mea proprie, adică n avea rost să... Bun, și totuși, am aflat despre tine că faci parte dintr-o generație care a putut să intre la teatru doar pentru că domnul Cotescu a avut o inițiativă subversivă de a-i convinge pe activiști să înființeze secția de seral. Pentru că altfel nu se putea intra... Nu avea nicio legătură. Nu avea nicio legătură? Domnul Cotescu. eu așa am auzit. Nu, nu, nu. Deci Asta directiva a venit de, okay. de sus, la mare, pe care da. l-au împușcat la un moment dat. Asta, apropo de ăștia care au decizii, trebuie să se gândească că vine și momentul acela, știi? Ah. A zis că tot învățământul superior, tot, să fie 50% la seral ca să dăm voie oamenilor Așa, muncii, muncii să-și găsească acuma, vocația. Teatrul la sigur că era o tâmpenie pentru că, de fapt, noi de formă eram la seral, numai de toată ziua, ne duceam de la zi, știi, da? Dar trebuia să fim angajați într-un teatru, eram angajat chiar în acesta, ceea ce se bătea puțin cap în cap cu obligația și cu realitatea, știi? Și ce era aici? Aici eram uh, unul dintre aceia care trăgeau sforile la propriu. Dintre puțini oameni din România care trăgeau sforile la propriu. Adică mașinist? Nu. Se numea actor mânuitor. Ah. Da. Între 79 și 85 am făcut această meserie. Pe care o știu face și acum mult mai bine decât toia care chiar sunt angajați să o facă. Hai să nu dăm șuturi de la început, ne încălzim da, și la să sfârșit, dăm că dacă putem să dăm și pot la sac. să-i chem, să le zic, haideți mă că da. Între Așa. timp, printr-un concurs de împrejurări foarte bizar, am devenit chiar profesorul lor. Dar nu de mânăire păpuși, ci de, nu pot să-i spun dramă, pentru că preponderent am predat comedia de la da. astea sunt subtitlul generic de dramă, dar nu e nicio dramă la mijloc. Dramele sunt numai astea pe care și le fac ei singuri. Ai trecut peste seral, ai lucrat la țăndărică, de asta am și ales da. Locul ăsta, pentru că uh, îți e drag. Despărțirea de, de teatrul țăndărică a fost una dramatică și s-a petrecut în urma actului unui act artistic. Absolut ce ce jucai, Aș vrea să ne povestești cum, cum te-ai desprins? Nu și avut, cum mai devenit avea, actor fost de dramă. Au două despărțiri de fapt, de da. fapt, două despărțiri. Așa. De fapt trei despărțiri, hai să fim de. Deci una a fost despărțirea um, artistică, una a fost despărțirea administrativă. Așa. Și una a fost uh, a, pe asta vreau să ne povestești. Despărțirea administrativă? Nu, 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 artistică. Asta, Dar despărțirea de artistică. Pe scenă. Probabil că păpușa aceea mai există undeva. Primise, Ce piesă era. În sfârșit, primise și eu în sfârșit rolul principal dintr-o piesă, după 4 sau 5 ani. Ea s-a numit Legenda Cântărițului din Hamel, povestea cu tipul ăla care cântă și scoate toți șobolanii dintr-un ah. oraș, plin de șobolani, margraful nu-l plătește și atunci el se răzbună și mai cântă odată și le fură toți copiii din oraș. Uh, Asta ce era, Wilhelm Hauf? Nu, legenda, sunt mai multe variante dar cea mai drăguță dintre legende este că el a luat toți copiii din orașul acesta și i-a adus undeva departe într-o țară îndepărtată numită Transilvania da și așa se explică de ce în țara aceea sunt unii oameni care vorbesc nemțește. A! Ah. <laughs> Frumoasă poezie, nu? E superb, da. da. Uh, și ce s-a întâmplat? Uh, s-a întâmplat gruie. o chestie foarte interesantă. Una dintre colegele mele mă tachina că eu inventam chestii. Uh, marioneta cu fire, mai ales asta cu fire lungi, este de fapt un sistem interdependent de contra care acționează în funcție de cum tragi. Așa. Uh, vom reveni și la aspectul practic. Uh, practic, dar mai avem și un aspect. Uh, mi greu să spun, dar hai să-i zic așa spiritual al poveștii da. uh, și inventând sisteme, uh, păpușa a început să aibă vreo 50 de fire, o ploaie de fire. Ea făcea uh, mișto de mine și spunea că un adevărat marionetist rezolvă toate aceste probleme cu 5-6 fire. Și atunci m-am ambiționat să scot acea mișcare extraordinară din cât mai puține fire. Firul circular este un fir care se duce și vine și... E o chestie mai complicată, o să explic dacă e cazul sau dacă mai avem încă vreo două ore în plus de emisiune. Și am inventat un fir care făcea următoarea mișcare. El avea flautul pus undeva în șerpar. Da? Da. Păpușile erau foarte ciudate, erau foarte expresive, dar uh, scenograful care le-a făcut nu a ținut cont și de doleanțele noastre, și atunci ele se în foarte tare. În sensul că centrul de greutate era sus în loc să fie jos și făcea ca toate. Dacă nu, de foarte, foarte încet și atunci singurele mișcări erau așa regizoarea a ținut ca altcineva să facă vocile pe bandă și atunci pe bandă se vorbea iar mișcarea era că altfel facea ca toate visele bun, firul pe care l-am inventat eu ce mândru eram doamne cât eram de mândru firul pe care l-am inventat meu făcea trebuia să facă următorul lucru pentru că el avea flautul în șerpar și trebuia să cânte așa da uh, Firul acela făcea în așa fel încât mâinile se duceau pe flaut, se schimbau între ele, era adus flautul aici și cu un picior bătea tactul și cânta. Un singur fir făcea chestia asta. Firul având 2 metri și jumătate, circularul acesta avea vreo 8 metri. Acești 8 metri, ei din, ne, trageam trăgeam așa și îl blocam și trăgeam și îl blocam și îți dai seama, 8 metri să faci așa. da. La un moment dat au făcut următoarea chestiune. Din cauza dezechilibrării, piciorul din față, firul trebuia să vină prin fața piciorului, da? Piciorul a călcat peste. Și atunci firul, în loc să vină prin fața păpușii, a venit printre picioare. Și mișcarea care ar trebui să facă a, 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 a devenit a, 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 să, da, cu cât trăgeam mai mult, cu atât el face. Așa, în sală, copii erau ca la Woodstock. Urlete! La... <tri> Prietenii mei mașiniști din dreapta și din stânga, în loc să mă ajute, Adriane, te rog frumos, des, 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 descurcă și mie firul ăsta. <tri> mă duc dincolo. Florine, vezi că a sărit într și și destul. <tri> Colegele mele deja nu mai jucau. Toată lumea era cu... <tri> Rizul tehnic era în pragul colapsului pentru că el și fusese și el marionetist pe vremuri și se lăsase de meserie din această cauză. Era roșu, caracu ca, ca tot. Așa zicea, mai, mai grea, mai grea, mai grea, ce faci, mai grea, mai grea, mă, te rog, mai grea, mă, ce faci, mai grea. Toată chestia asta a durat, a, și pe bandă se auzea, am să cânt și am să fac truc copii și am să Vedeți, era ce, o mare poezie. Deci una se vedea, alta se, da? Și dar mai făcut și alte mișcări, sau doar asta? Nu mai contează, pentru că în acele trei minute mi-am jurat că uh, aceasta a fost ultima fază pe care o suport. Da, zic, voi mă despart cu grație de această meserie pentru totdeauna. Totuși, până aici. Deci -de 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 au fost și alte mișcări mai grave? A, da, 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 sigur. Dar să. Lăsăm totuși un exemplu cât de cât decent, pentru că indecența este din ce în ce mai mare. Sunt plaje fără sfârșit unde se poate duce această chestiune. Și am înțeles că ai fost la un moment dat invitat să reciți versuri patriotice. Și ah, ai folosit o metodă... Da. Foarte bună, adică ai folosit ce ai învățat la facultate. Nu, nu s-ar zice că actorii folosesc în viața de zi cu zi ce învață la facultate, dar tu ai ca reușit. Să, da. Deci fii atentă care era chestia. Eu nu puteam să mă duc să-i spun tatălui meu am spus versuri pentru ea care l-au omorât pe bunicul, știi? Nu puteam să spun chestia asta. Deci nu puteam să ajung acasă să spun chestia asta, versuri cu Ceaușescu. Și punctul 1, n-am învățat versurile. 2. Bebe Cotimani stătea cu versurile scrise, mare așa. Nu i s la vremea aceea, oricum. Așa. 2. m-am dus îmbrăcat în blugi. Blugii erau interziși la vremea aceea, lumea de acum nu mai știe cum stăteau lucrurile. Glugii Blugii nu trebuiau să apară. Tu, de pildă, să fii ras în cap și cu barbă, erai dușmanul poporului. Cum adică, da? Eram spânul. Da. Nu, era voie așa ceva. Și barbă? Barbă? Cum? Păr pe față. Nu, Așa? Și uh, am exagerat puțin. În ce sens? În uh, sensul acela de care spuneai pe care îl învățăm sau nu la școală. Mi-aduc aminte că versul era așa și astăzi e cu tâmplele cărunte dar nimeni nu-i mai tânăr decât el. Că nu eram mult, era ca catren, nu crezi că recitam, dar aveai voie să fii în prim plan multă vreme, da? Acolo trebuia să fie ori mulți, ori câte puțin. Adică, exact, da. exact un singur personaj principal. Restul, toată țara erau o figurație, știi? Și. Mi-a dat Dumnezeu niște ochișori mai mari, așa, știi? Nu trebuie să fac mare eforturi ca să fac asta. Știi? Vine dinăuntru. Și atât am spus, și astăzi zic cu Tâmplele cărunte, dar. Nimeni nu-i mai târziu, da, ha? da, stop, zice băiatul, băiatul cu, băiatul, cu, ăsta baiatul cu, cu părul crescut, deja eram în prim plan pentru că trebuia să mă filmeze de la brun în sus, da, că se vedeau bluge, știi, bun, dar nimeni nu mai târziu, da, 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 încă o dată, mai gândesc, eu, da, da, deci, te rog frumos, nu, nu așa, da, dubla 2, bun, și astăzi e cu tâmplele cărunte, dar nimeni, nimeni. Mai... Da, stop, stop, mai găsesc. Băiatul, băiatul ăsta, băiatul cu părgătă. Bă 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 cine l-a trimis mă pe Cine l-a trimis? Doamna Berluja, cine l-a trimis? Lasă că vorbesc cu doamna Berlugea. Deci te rog frumos, fără să mai, nu mai ochi așa mai, da? Da. da, da. deci, simplu, corect, spui versurile, da? Dubla trei. Și astăzi e cu tâmplele cărunte, dar nimeni nu-i mai... Da, mult, da. stop, mai Da, trimiteți l la... da. da. Mulțumim, mulțumim. Mulțumim. Da, vorbesc cu doamna Berlogea. Cine a trimis pe ăsta? El a trimis, da, da, da. da mulțumim, mulțumim. Am, am, chemat colaborare. La revedere, da. Cam așa. Așa s-a încheiat cariera ta de De versuri patriotice, da. da. Dar uh, povestea din spatele uh, familiei tale, ai, ai pomenit de, de bunicul uh, ucis de comuniști? Da pușcărie politică? Nu, nu, nu. Vorbesc de, vorbesc de armata sovietică. Ah. Da. deci era, de... era civil. Nu, da? Făcuse primul război, era destul de în vârstă acum în al doilea. Doi din băieți erau pe front. L-au omorât în bătaie. Și n-a murit pe loc, a murit după două zile, că au și plecat, era fărmat tot, l-au bătut cu patru păștii și nici nu știm unde anume e îngropat. În sfârșit, să trecem. Am pentru poporul sovietic o iubire veșnică. E teamă că nu prea ai încotro. Da. Au rămas opt orfani care abia dacă s-au descurcat și care au fost tarați pe viață, au avut spaime și Mă rog Tot ce se poate, dar tot ce pot avea opt copii orfani de mama și de tată din timpul războiului și până în... Doi din ei mai trăiesc acum și până în ziua de astăzi. Um, Te-am verșunat chestia asta? Adică ai mai multă boală pe comuniști și pe ruși și pe toți cei care au format România Eu, în știi, 50 de, Blodeman, de ani? Uh, paradoxal sau par prea incredibil, dacă vrei, da eu cred în Dumnezeu și atunci chestia asta că m-am verșunat, adică ce aș putea să le fac eu ăstora nu pot să-i iubesc e adevărat, nu pot să-i iert dar nici nu le fac nimic bunica mea din partea mamei spunea, lasă-i în plata Domnului ea fiind convinsă că Domnul le plătește de, de fapt da. există ceea ce se numește legea karmei, samsara și așa mai departe toate astea care lucrează, care au timp Așa că o las acolo, o las acolo Samsara ochii din cap dacă nu există karma, nu? Da, păi tu faci ce faci și te duci în zona aia, Că nu poți, dacă vrei ne ducem acum în zona aia da, ne da. ducem în zona aia E cunoscut pe toți Ai jucat cu mare parte dintre cei da, care da. compun Panteonul teatrului românesc Nu am ieșit niciodată în față, atenție Pentru că știu foarte bine ce... Um, neplăceri Îți poate face un ego exacerbat. Știi? Uh -huh. te a educat. Am înțeles târziu. M-am uitat la ei, m-am uitat foarte atent. I-am cunoscut da. de mic, ca spectator, după care uh, am devenit colegul lor. Am văzut, uh, cum spunea Besoiu, uh, admirând un coleg de ei lui, nu pot să spun exact, nu pot să-l citez exact pentru că uh, uh, mi-am promis să nu folosesc <gântu -i> decât cuvinte din Dex. Uh, Sunt și acolo. Da. Și zice, stau și mă întreb, dragilor, cum poate să încapă, aici vin trei puncte, un actor atât de mare, într-un om atât de mic. Știi? Și să uita și avea el privirea aceea de Om care pătrunde dincolo, știi, de, vede sensurile. Că mai zicea o chestie, ce știi ce facem noi, băgă, știi ce facem noi? Noi scriem pe iaurt. Și rămâne așa de, scriem pe iaurt. Ce face actorul? Scrie pe iaurt. Pe unele le-ai văzut pe viu, de altele ai auzit. Și de dar, unde am fost foarte aproape. Um, există un. mă rog. Un top neștiut al bâlbelor, gafelor din Teatrul Românesc. Pe care știu că ți le-am spus într-o seară, unele din ele ți le-am spus, da. dar pe care nu le pot spune chiar pe toate. Am să-ți o spun pe aia de la Teatrul Național că e cunoscută, ei o spun și le place foarte mult. O piesă din asta comandă, cu vodă, cu un sobor de boieri, îmbrăcați în blânuri, asta cu așa e măria ta. Adâncă, din puț. Și la un moment dat, în momentul în care soborul trebuia să ia o decizie, sala toată cu atenția sporită, se aude o agioasă lungă, țipărită, dar suficient de lungă și de țipărită, ca nu cumva cineva să nu creadă că ar fi altceva, știi? Da? Să creadă că ar fi altceva. Nu. Și în momentul ăla toată lumea a înghețat. Ce facem? Ce facem? Atât sala cât și scena. Ce facem? Și a urmat o pauză așa de jumătate de minut, de un minut, ceea ce pe scenă înseamnă două secole, care nimeni nu lua nicio inițiativă. Publicul s-a întrebat ce fac ăștia, cum ies din situație, știi că... Și la un moment dat toate privirile sunt dreaptă către vodă, care ședea pe tron, motoi, Dumnezeu să și care văd începe să schimbe culoare și să face roșu, să face morcov, să face roșu vinețiu. Pentru că toată lumea a înțeles că în momentul acela, următoarea replică după momentul acela, îi aparținea lui și îl obliga să-și o asume pentru că ea suna așa. Am făcut bine, am făcut rău. Dumnezeu și oamenii. Să mă judece și să mă pedepsească. Și totuși, mai există un moment memorabil în provincie, pe o scenă aparent umilă, dar celebră, Piatra Neamț, unde s-a petrecut o, o bărbăie. Deci, istorică. Aceea, stai puțin. Putem stai puțin. să punem bipuri? Lucrul, da. Dacă puneți bipuri, e în regulă, da. da. Dar. Uh... Povestea e mult mai lungă. Deci chestia aceea s-a petrecut pe o scenă mult mai mare la București cu A. mult timp înainte și uh, în momentul în care ei vorbeau despre această chestie, jucau aceeași, după ani și ani de zile, jucau aceeași, aceeași piesă. Care era piesa? Piesa fiind uh, <laughs> fiind un Shakespeare, nu alta, da? A 12-a noapte. A. În care uh, Sir Toby îi spune lui Sir Agachic, replica reală este, Cavalere, să luăm de pildă cazul dumitale. Da? Acest, această replică a devenit pe scena din București de care aminteam, jucată de mari maestri de la vremea aceea, Cavalere, dintr-o dată, Cavalere, să luăm de calul dumitale. Ok, Cazul a devenit celebru, și după ani și ani de zile, la, la Piatra Neamț, a 12 a noapte, Horatiu, Măleele, da, și e, Gașca, Zice, și ce au zis, măi atunci așa au zis. Așa, voi nu se văd dacă zic că da. Și vine momentul în care ei să în scenă și joacă această chestiune. Și cum intră e, prostiile brusc în inconștient și se însămânțează acolo și nu mai ies niciodată, da? Așa, vine momentul replicii și. E, Replica devine exact ce n-au vrut. Cavalere, să luăm. Cum era? De călul lui Ok, toată lumea nebunește, se trage cortina, toată lumea. Așa. Se râde 10 minute. După care. Hai că cu asta. Dacă a terminat cu prostile derbedeilor, hai să jucăm piesa, da? Se trage cortina, se reia piesa, dar au proasta inspirație să reia piesa cu două scene dinainte. Se apropia momentul. <gântu -i> Toată lumea era ah. Ia, cu modă, cu modă, cu modă. Se ajunge acolo, așa erau toți. Deci, ca valere. să luăm <gântu -i> și <laughs> nu s-a dat replica, dar toată lumea a mai râs 20 de minute și abia acum au trimis toată lumea acasă. Da? <laughs> Veniți mâine acasă, nu mai putem să jucăm. Da. Ilana Predescu, Dumnezeu să ierte, una din persoanele pe care le-am iubit necondiționat, un suflet incredibil, îmi povestea, zice, de eram deputantă și avem o din aia mare cu malacov, și îmi cădeau chiloții. Îmi cădeau chiloții. Acum, ca să-mi trag chiloții, te, cu dita mea trebuie să mă duc undeva într-un colț să mă ascund, știi? Să... Și uh, unde să mă duc? Era toată distribuția acolo, să -i... începea premiera, știi? Toată trebuia să se tragă cu Unde să mă duc eu cu toți ăștia aici, să îmi trag Nu se poate. Și, și văd așa o cortinetă, o dau la o parte, mă duc după ea, ridic fusta, am trag chiloții, după și vin înapoi și am văzut că în momentul în care mi-am tras chiloții, rumoarea din sală a încetat și când s-a tras cortina să înceapă piesa, mi-am dat seama care era cortina era chiar cortina și eu m-am dus la public și mi-am tras chiloții, da? <laughs> și eu rămân... Urmă... <laughs> era foarte bine, s-a ascuns de ăștia, știi, n-au văzut-o, ce o problemă... <laughs> Dicția e foarte importantă. Dicția e foarte știu importantă. știu unde, unde vrei să mă aduci, da. Um, și mai, mai sunt exemple pentru generațiile da. care vin. Pentru asta facem emisiunea. Generațiile care vin nu prea se preocupă de dicție. În fine, putem să le dăm un imbold cu câteva exemple de la Mari Maeștri. Ai un bib și pentru asta? Da, 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 punem da. bibul peste tot. stai știi. Da, ok, uite, <laughs> minte, bineînțeles, știu că îl cunosc, dar nu nimic, eu dau ca să nu mai... Uh, un om pe care l-am iubit foarte tare pentru că nu puteai să nu-l iubești, uh, răzvrătitul fără cauză, e vorba de mulți Pitiș, absolut uh, un um, om alătura cu toate regulile, ca să zic așa, știi? Și care... Uh, din naștere avea un defect de dicție, avea un defect nu de dicție, avea un defect era ceva la palatul lui uh -huh. și din cauza asta dacă nu făcea exerciții de dicție foarte foarte clare, foarte precise o renșir. De fapt este singurul actor pe care l-am văzut că făcea exerciții de dicție și după ce a terminat școala, dacă nu făcea aceste, începea să se bâlbăie. Făcea el în viața de toate zile era bâlbăit. Pe scenă nu era bâlbăit. Pe scenă nu era bâlbăit niciodată, dar trăgea foamfe, știi? Foalfe, știi? Le scăpa. Știi? Ți le povestești pe alucara imediat. Da. Și dacă nu făcea câteva zile și nu întotdeauna reușea să le facă, dădea chestii. Și asta celebră pe care ți-am spus-o și pe care știu că o aștepți, în Elisabeta, o piesă pe care am văzut-o de foarte multe ori, când eram în elev în Tonisa, veneam cu planșeta. Veneam cu planșeta, nu-mi luam bile, dădeam 5 lei la plasatoare și intrăm și vedeam. Știam spectacolul de din afară, nu contează, dar vedeam, îl mai vedeam încă o dată. Cum știam și eu și da. prietenii mei, hipioți, câinele grădinarului pe din afară. Deci, voi erați care de... să replica înainte, știu, mi-aduc aminte. Da, 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 da. da. erau momente foarte frumoase când Oamenii iubeau teatrul, iubeau uh, dramaturgia și ca să râdă de actori, uh, probabil din răutate, dădeau replica înainte, Și asta cumva pe mine, în sală. Asta cumva pe mine mă stimula, pentru că mă obliga să găsesc tot felul de noi replici și noi poante. Sigur, era un spectacol destul de deschis. În Elizabeta, bâlba celebră care a rămas în istoria teatrului Bulandra, vorbesc de Bulandra de atunci, că copiii ăștia de acum nu cred că știu, a fost așa când el avea un monolog și vorbea despre măreția reginei Elisabeta. Și spunea că este întunericul și lumina, că este Uh, ce mai era totul? Un monog. și, și, și a, repede. Și la un moment dat, zice, precum, nu zice, așa era. Precum Isus Hristos cu un cui în mâna dreaptă și un cui în mâna stângă. Și cu toate, și cu toate. Și într-o seară o scapă. Zice, precum Isus Hristos cu un cui în mâna dreaptă și un cui în mâna stângă. Și pentru că el era perfecționist, au chițăit două, trei gagicuțe din primele rânduri. Sala nu s-a aprins. N-am auzit eu bine. Așa, și și-l zis, mâna strânga mâna dreaptă, știi? Dar perfecționistul ce face? Se corectează. Și o dă. Realizează ce a spus, că a dat bandar înapoi. Și zice, nu! Nu! Cu un cui în mâna dreaptă și un cui în mâna stângă. Și în momentul ăla toată sala pf, a izbunit. Ha, deci nu mi s-a părut. Chiar așa a zis. Ha. <laughs> Pino trecea peste ele așa, ca și cum, bă, tu ești prost că n-ai auzit. Asta era ideea, știi? Zicea, nu, haina scosă din cernelul mamă? Nici alte straie în solemn? Nu sunt ce pară fi? Acestea sunt agitudini ce se pot mima. În mine e mult mai mult decât proclamă zadarnicele zrințe este acestei mamă. Ce a zis? Păi, nu, că n-am auzit-o bine. Și așa mai departe. <laughs> Mamă! Bine? Da. Altă tehnică de... Da, ei râdeau de chestiile astea? Ei între ei? Ei față de ei. Adică după spectacol Mă rog, unii... Pitiși, mai există o chestie, vezi? A râs? Sunt... Avea umor? Deci avea un umor extraordinar. Doar când obiectul umorului nu era el însuși. Ah, ok, da. Adică, uneori da, dar de cele mai multe ori nu. Adică, cum adică, eu greșesc? Mm. Și odată știu că s-a și supărat că aveam um, o chestie... Doamne! Avem o chestie de bâlbă studiată. Textul era chiar atât de drag visoare că vreți să-mi luați viața să mutați în puț culcușul? Era replica. Și mi se părea că să mutați în puțcul cușul este o replică pe care mă pot juca puțin. Să mutați în puțcul cușul. Da? Și o băgăm, să-mi bălbați în pupuțul, să-mi pupați în să-mi pupați în să-mi pupați în pupuțul, să-mi în să mutați pupați în să da? Și-o nimeream de cincea. Și la un moment dat, tot bălbâindu-mă eu, studiat, o scap, să-mi bălbați ca textuțul. A! până aici, până aici, da. Mă rog, i-a trecut la un moment dat, dar nu s-a aștepta. Că i-am dat-o chiar în ochi în să-mi bălbați, mă Ce s-a ofticat. Da, nu i-a nu i-a părut bine, nu i-a căzut bine, da. Și caramitul era la fel? Nu, el nu avea treaba asta, nu. Nu, nu. nu, se ataca, pentru că el nu juca cu tine. Pino nu juca cu tine. Tu puteai să faci orice. El își vedea treaba lui, indiferent de tine. Ah. Da. Nu, nu era acolo? Nu era cu tine. Ah. Era acolo, dar nu era cu tine. Tu nu existai. Ce e de fapt pe scenă, ce vede lumea și ce se întâmplă de fapt aici? Păi, uh, aici aici sunt... e ruptura. Mie, mie mi se pare că e o ruptură pentru că <coughs> poți să te gândești că oamenii vorbesc pe tine, te bușește plânsul, dar între timp ei își bagă degete în fund pe, pe scenă. Nu neapărat. Uite, să-ți dau un exemplu. L-am văzut tot când eram mic, că am fost și ciocul la întâmplarea aia din 77, dar vorbesc de înainte, l-am văzut pe Caragiu la izvor, jucând un rol, am văzut ceva cumplit. Lumea a pus un ștraif pe el de actor comic, adică vine Caragiu, noi râdem, bă, frate, ce vesel, știi? El și-a dorit să fie și tragedian. Și-a jucat într-o piesă, un rahat de piesă al minteri, Casa de Mode se numea, un polisie de trei lulele, înțelegi? În care el era personajul rău și era împușcat în final, înțelegi? Acum, armamentul de la Bulandra Chiar am avut de-a face cu el, va de capului și pe vremea aceea nu avea voie cu chestii din astea. Și pe, pe ăla care îl pușca avea un pistol cu capse. Cum aveau copii, pistolul de 9 lei cu capse, știi? Se vedea clar că e pistolul cu capse și să-și auzea. Da. Am îl împușca pe Caragiu, și Caragiu mai avea un monolog. Murind, mai spunea un monolog. Se căia, înțelegi? Și um, se târa ținându-se de burta împușcată până scenă, până proscheriu de la curte, la grine, de la grădină, la curte și spunea monologul. Bă, lumea era praf de râs. Înțelegi? Era praf de râs. Că când făcea așa, păi erau morți, se țineau de burtă. El plângea plângea cu lacrimi. Nu atât de ce era rolul lui, cât pentru că își dorea să fie crezut. Înțelegi? Să joace dramă. Și aia râdeau, bă, cu clăbuci râdeau, adică toată sala era pe burtă. Eu eram în primul rând și îl vedeam la un metru. Plângea de furie că nu-l credea lumea și el juca cinstit. Dar peste el era aplicată imaginea lui de actor comic. Da. Putea să stea și în limbă. Cu cât era mai sobru, și mai sigur, de, și mai serios, și mai sincer, cu atât îi ardeau mai tare. Și l-am văzut suferind. Înțelegi, la un metru l-am văzut. Era terminat. Nu pot să uit asta. Deci se întâmplă și asta. Și mergând mai departe, povestea de la cutremur? Aia e... În general, prefer să nu mi-am de chestia asta, eram în armată, cum anume s-a întâmplat chestia asta, în prima noapte ne-au dus la urgență, pe urmă la casata, acolo l-am cunoscut pe un tip care acum este actor la PENASE, la vremea aceea avea șase săptămâni, era o chestie mică și care l-a scos a crezut că e mort și când se-l ducă la morgă l-a prins de deget. Nai Alexandru se numește. Are și o, 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 cicatrice pe față care o are chiar de atunci. E actor I-am și povestit că l-am văzut când avea o lună jumate. Și nu aveau la momentul acela oameni pentru situații de urgență. Deci soldatul român trebuia să facă chestia asta, știi? Deci echipa cu care am lucrat a scos 244 de morți și 8 vii. Și credem că Oia nu erau întregi, erau bucăți. Deci asta a fost o, o, chestie traumatizantă, că uite, mai vorbesc și acum, ar trebui să mai tac puțin, știi? Și <coughs> să vezi și tu cum funcționa la vremea aceea serviciul sanitar, tata mă întreba, mă, dar dacă ai treabă la universitate, de ce o pe la unire? La un an. De ce e tu pe la unire dacă ai treabă la universitate? Chiar duceau pe la un ian, hai să văd să duc la un prieten al meu care e medic. Da. Și el avea niște pastile care m-au tâmpit. Înțelegi? Nu era. Asta nu rezolva problema, știi? Nu de... Așa s-au gândit ei că trebuie să. Mi-a trecut după aia, că am conștientizat, dar a durat mult. După acest episod de la Casata, Adică l-ai văzut pe Caragiu? Nu, nu, nu l-am văzut că eram în schimb. Noi făceam 10 ore de azi, 10 ore că eram cu niște tanchiști în schimb. Nu l-am văzut, dar i-am văzut în schimb pe toți actorii de la Bunandra care stăteau acolo. Îl țin minte pe Ugășanu, pe Irina Petrescu, pe Moțu, cum stăteau acolo și erau trași, erau plăni. Știau că nu o să-l mai găsească viu, da? Știau. Dar au stat acolo până când l-au găsit. Bine, tot atunci l și văzut pe cu la 2 metri, vreau să spun distanță. L-am văzut de mai multe ori. Dar atunci l-am văzut cel mai de aproape, știi? Vorbea? Nu, nu se, nu, se, nu se mai oprea. Și el și creatura aceea. Și vorbea așa? Era... Da, te mână și vorbea. Era ciudat că ăsta care conducea lucrările acolo, domnul general rusu, era unul de 2 metri jumate și ăsta îi venea pe aici, știi? Știi? Și ăla s-a dus să-i dea raportul, un pas de defilare. Ceva de două noapte. Ce o, o demență ce se întâmplă acolo. Tot de acolo a venit, a sărit din mulțime o doamnă care a îngenunchiat în fața lui Madame Ceaușescu și a spus că uh, ea știe că băiatul e acolo, îl simte că e viu. Și atunci a chemat ăsta și a zis ce a făcut. Asta când a ajuns la nivelul solului. A adus 80 de camioane de pământ și au nivelat și acum puneau paseluțe, știi? Și acolo mai erau două subsoluri. Și pe ăla l-au găsit după 11 zile. Dar ce n-au spus era că nu era singur. Doar el a rămas în viață. Istoria se scrie altfel. Lumea crede cu totul altceva. Lumea crede ce se povestește, știi? Între ce este, de fapt, și cum ajunge la noi prin media, prin povești. Distanța este uriașă. Eu pentru băiatul ăla, Crainic Sorin îl chema, trebuia să fac pușcărie. De ce? Stăteam cu un... Să cam terminase treaba, știi, nu mai credea nimeni că se mai găsește ceva după 11 zile. Stăteam cu un pahar de ceai așa și beam ceaiul și la un moment dat unul zice Crainic Sorin e aici viu. Și l-a scos dintr-o groapă, o spărtură așa și am întins și eu mâna și l-am tras afară și l-a zis apă și eu am dat paharul meu cu ceai pe care îl a băut dintr-o sorbitură. Și dar și un general a zis Bă, v-am spus să nu le dați apă când îi găsiți că fac blocaj renal la pârnaie. Numai că nu știa să mă identifice pentru că toți arătam ca niște porci. Nu știa care e unul și care e altul. Eram murdar de molos, de sânge, Puțeam ca niște cadavre și noi, știi? Așa că m-am amestecat prin treia și m am pierdut. N-am făcut... Și națională Național își ajută colegii să intre în scenă motivați și energici când așteaptă la Arlechin, când își așteaptă rândul acolo și când se intre în scenă, unul din spate vine și bagă vreun degetul în fund și el intră așa, așa intră Intră plin de energie, ah, 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 zice, bun, și o dregi, nu? O dregi, ce să fac? Adică așa am vrut eu, știi? Dar la un moment dat chestia asta a fost o modă în Teatrul Național, că adică nu mai intra nimeni decât așa, toți aveau un avânt. Se deschide ușa și apare moartea pasiunii. Sigur că am evitat camionul, înțelegi, dar uh, urletul a fost mai mare decât, adică uh, a început să-mi tremure genunchiul, de la, nu de la camion, de la cum a țipat ea, știi? După care, ea avea și o chestie și după ce trageau o de asta așa, în secunda următoare era ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Adică ce? E vreo problemă? A țipat cineva? Nu. Eram în Victoriei și atelierul era pe undeva pe aproape, dar în alt bloc. Mai înspre teatru de, de... înspre teatru care acum se cheamă Odeon, se cheamă Giulești la vremea aceea. Și am luat două păpuși și le duceam la și două sau trei cetățențe de etnie romă, văzând chestia asta, s-au speriat. S-au speriat de parcă venea bomba atomică. Așa au făcut. Și unul a zis, uite fă o mâia. Da? Și au făcut de asta, așa ca și cum era diavolul, știi? O altă reacție, să spunem, la un pol opus, la o cu totul altă etnie, Doamna Ministru al Culturii, Margareta Niculescu ne-a spus, fiți atenți! Că o să vină doamna Ministru al Culturii cu nepoții ca ei. Doamna Ministru al Culturii, tovarășa Ministru al Culturii, scuze că da. greșesc tot timpul, că mai. După ce am terminat, am luat, le strângeam, ca să se strâng firele ca să nu se încurce prea tare, să strâng pe un mosorel așa, știe? a urcat doamna ministra al Culturii cu o fetiță speriată. S-a uitat la pasarelă și a rostit, aici citez exact, Uite bre, mamaie, de acolo așa manipulează ăștia drăcovenilele. alea. Am citat exact, doamna ministru, tovarășa ministru al culturii, s-a priceput să emită această, cum să spun, considerație critică asupra artei de mânuirii marionetei. Sigur, voi jucați, îi uh, le transmiteți oamenilor emoție, uh, un uh, prilej de reflexie, amintiri de neuitat, dar în timpul acesta pe scenă, și nu e nevoie întotdeauna de antipatie, actorii fac gesturi nu neapărat prietenoase unii față de alții, astfel încât să, să, să se antreneze pentru o mai bună stăpânire a emoțiilor pentru o mai bună stăpânire a adicției. Cum faci atunci când joci o scenă dramatică și ți se întâmplă ceva foarte neplăcut, poate chiar ușor umilitor, fiind bărbat de un bărbat, în, în timpul scenei. Și știu că ai o poveste foarte frumoasă. Tu vorbești despre uh, actoritatea național. Și o Da, mara, prima țării, Și eu mă gândeam la de Săndorică, O scenă mai mică, tot a țării, dar da. mai mică. Deci, la noi lucrurile nu se întâmplă așa, din uh, diferite motive. Pentru că, la momentul acela, existând tehnica, uh, când lucram eu, uh, care se utilizează acum abuziv a uh, lavalierei, da? Acum da. ai n-ai treabă n-ai nevoie de dicție, n-ai nevoie de volum, n-ai nevoie de portanță, n-ai nevoie de nimic, de distanță, de adresă, nu. Acum oricine poate să facă orice. Ai un microfon aici și vorbești de aici și ești mare actor, da? Nu e ca pe vremea lui Vraca, să zicem, unde cel mai bun actor era la care zbiera cel mai tare. Da? Da, da el zbiera și putea să-ți transmită faptul că vorbește în șoaptă. Că iubește... Aici deja vorbim de tehnică. Aici vorbim da. de, de, cum, cum Urli? super meseria până, să te audă până în uh, spatele până în ultimul rând al sălii și spui te iubesc în șoaptă Zice, cum faci? Uh, aici este o tehnică destul de complicată dar a căror rezolvare ține de nivelul individual al fiecăruia adică nu toată lumea zbierând uh, într-un anume fel poate să fie și crezută de nu e suficient să zbieri Asta e și trebuie problemă. să stăpânești fel de fel de nuanțe. Iar credibilitatea este diferită de la individ la altul. Așa. Deci când nu era la valieră și se stătea sus pe pasarelă, ei preferau să aibă vocile înregistrate. Într-o primă fază, când nu exista nici magnetofon, existau niște actori care stăteau în fosă și vorbeau. Aveau înțelegeri da? Și una din regulile artei mânuirii păpușilor este că se mișcă aia care vorbește. Da. Până să apară sistemul MAPES cu deschiderea de gură, da? Mă rog, e mult de discutat aici, dar probabil că ce spun eu este o chestie doar de interes scăzut local, doar pentru cine este interesat de această meserie. Nu că n-am știut, dar nu știu ce le spune lor chestia asta, că oricum nu sunt atenți. Sunteți mai atenți? Văd e, că nu sunt, ok. E toată lumea Da. Atentă, știi, da. Bun, ce s-a întâmplat, concret? Știu ce vrei să-mi spui, dar vorbim de teatrul național. De ce să vorbesc eu despre teatrul național și de ce să nu-l întreb pe Eugen Cristea, care este chiar protagonistul uneia dintre întâmplările? Pentru că... Uh, La ce piesă facem referire? Era, era nu ceva... Nu contează de era ce ceva piesă, dramatic, pentru că... intens, Pentru că asta spune, spunea și Malaimare, Zice, Nu e ce deci, actorii național își ajută colegii să intre în scenă motivați și energici când așteaptă la Arlechin, când își așteaptă rândul acolo și când se intre în scenă, unul din spate vine și bagă vrus degetul în fund și el intră așa, așa intră, <laughs> intră plin de energie, zice <laughs> Bun, și o dregi, nu? O dregi, ce să fac? Adică așa am vrut eu, știi? <laughs> Dar la un moment dat chestia asta a fost o modă în Teatrul Național, că nu mai intra nimeni decât așa, toți aveau un avânt. și la spectacolul da. ăsta ce s-a întâmplat? Cu ba, Eugen Christian. aș, aș vrea să sar peste episod, că persoana aceea nu mai este printre noi și aș vrea să-i păstrez totuși memoria. Da? Da. Fiind una da. din marile doamne ale scenei românești. Am întrebare pentru tine. Doar? Eu sunt pregătit să răspund la mai multe. Prima întrebare este cine e pentru Mihai Gruia Sandu Oana moartea pasiunii? Da. <laughs> Eram într-un turneu în Elveția da. și trebuia să ajungem la un tren. Și ea nu se scoală iar nu se scoală la timp și Mi mi-a gruță. Avea dinții mari să fie. așa. Gruța tău, o să mă scol și pe mine, că știi că eu nu mă scol. Așa. Mergem, mă scol, mine, merge, o cafea și luăm și mergem la tren. Bine. Eu mă scol, mă vorbesc, mă scol, uite, avem timp de o cafea și, și mă duc în camera ei. Duf, 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 duf. Oana? 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 Mă duc în cameră, îi dau telefon. Știi? În telefonul meu, în telefonul meu. Sună telefonul nimeni. Zici, bă, între timp mai trecut să vreo 10 minute, știi? Deci... E... Mă duc și mai bat în ușă, dar bat acum și cu mine și cu picioarele. Nimic. Nimic. Trecuse să un sfert de oră. Zic, bă, deci... De -o cafea nu mai avem timp, măcar să prindem taxiul ca să ajungem la gara. Nu te joci cu trenurile în Elveția, dar ea nu în Turcia. Și nu e cum crede Oana Pelea că dacă spui că ești Oana Pelea, trenul te așteaptă. Nu e așa cum credea. Așa. Și că ți-o povestesc și pe aia cu mirelele imediat. mirelele lui Oana Pelea. Ok. Și... Bă, deci, disperat, bat cu toate alea, știi? Da. Și după vreo 5 minute, se deschide așa ușa. Cred că a întrebat ceva într-o franceză aproximativă, dar nu. Se deschide ușa, și apare moartea pasiunii. Moartea pasiunii fiind o chestie așa, îmbrăcată cu un training, cred că l-avea de când era mică, cu o bască sau ce fi fost aia roșie, cum se cheamă chestia asta, tricotată, trasă așa peste cap, știi? Cu păr în toate părțile, nefardată, speriată, cu o față așa, știi? Adică nu știa unde e, cine e, în ce țară e și ce vreau eu de la ea, sau cine sunt eu, știi? Și asta i-am spus impresarii noastre că am povestit chestia asta, că trebuie să ne vedem și cu aia și am spus se la mort de la passion. Înțelegi? Moartea pasiunii în sensul că tu nu poți să crezi că asta este femeie. Știi? Deci în momentul în care o vezi pe asta, îți trece cheful. De frodată de ori, știi? Da, da, da. Nu că ai fi avut vreodată. Dar în cazul Că ai fi avut vreodată, ți-a trecut. Da. Clar. În uh, Giurgiu s-a întâmplat asta. O persoană pe care am cunoscut-o, la o anumită vârstă, un bărbat, s-a dus la o farmacie din Giurgiu. Repet, era un bărbat trecut bine de treia tinerețe. Și a cerut un afrodiziac. Și farmacista a zis, afrodiziac pentru ce? <laughs> Cum a fost drumul de întoarcere de la Bran când a dus o cu mașina pe doamna Orga Olga, Olga. O tragedie antică. Olga fiind o mare tragedie, aproape cea mai mare pe care am cunoscut-o personal. Ea avea o voce foarte... Avea, Dumnezeu să ierte Avea o voce foarte puternică. Nu știu dacă dau un roșu acum, dacă... dacă da, stai cu mâna pe buton, da. Deci, venea un camion din față, știi? Cred că pe undeva pe la Comarnic, că și-am zis că acolo au o, pâine foarte bună să s-au Nu am prins noroc. Și uit un camion care a pe banda mea și drumul foarte îngust, știi? Și mai avea, să zic, frum metru să intre și am făcut așa cu volanul, știi? Printre altele. La care Olga a făcut un felul următor. Da! Aaaa! Înțelegi? Și... Sigur că am evitat camionul, înțelegi, dar urletul a fost mai mare decât, adică a început să-mi tremure genunchiul de la, nu de la camion, de la cum a țipat ea, știi? După care, ea avea și o chestie și după ce tragea o de asta așa, în secunda următoare era ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, adică ce? vreo problemă? A țipat cineva? Nu! Știi? Așa era. Incredibil personaj. Și noaptea făcea chestia asta la un moment dat. Dormeam la etaj și am auzit un sunet. Ești atent? Da? Pune deci de Aaaa! 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 Am crezut că o cine, cineva. Am crezut că o cine. Am coborât repede, știi? Am coborât repede. Știu că nu-i frumos să dai intră da. în camera unei doamne. Am deschis ușa și mă <fie> <fie> Da. Dacă ți vine să crezi. Și povestea cu mierlele? A povestea cu mierlele. Uh, Oana stătea Oana Pele. Oana Pele. Actrița. Da. Actrița, da. Uite, ai zis bine, da? Uh... Știi că am pus o odată când eram, cred că la Brăila, am născut pe Marius Manole și am zis că o să o invitoată pe Oana Pele. Și o să-i spun că am auzit că tatăl ei a fost actor. <laughs> și stai zis că n-am curat să fac asta. <laughs> și am făcut asta când a venit <laughs> Oana la, la emisiune. Și am auzit că era talentat și tu ești de asemenea și talentat. Și ai avut o, da, o plan. cu A foarte da. mult. A zis că nu o să rădă niciodată. Nu n -are, n are cum să râde la prostia asta. <laughs> <laughs> în fine, așa. Mierlele. Da. Ce vă grunză. Uh, e așa frumos la mine în curte. Am avut o curte mică, mai mică decât scenul asta. Și... E plin de mierle, care cântă și dimineața când mă trezesc, deschid așa de și mirele. Sunt vreo șase perechi, dar cântă, -te, e plin de mirele. Da. Trec vreo două săptămâni și ce băi, am zis la unul nu mai suport atâția limac și nu mai suport atâția limac și și mi-a zis la unul să-mi o treabă, e plin de limaxi. și mi-a zis o treabă și am am nu a terminat cu toți limbi. Era plinsă de bidinoși, urcă pe tine, așa, știe? Bun. Mai trece încă la următorul spectacol, ne întâlnim. Bă, gruță. Nu știu ce se întâmplă, dar au plecat toate mierlele. Zic, băi, Ioana, zic, atând, deci mierlele astea nu veneau, mă, să mănânce limași. Ele veneau, toate acolo, câte erau șase cupluri. S-au gândit între ele, bă, uite ce face hai să mergem în curte la Oana Apele să-i cântăm, că e o mare actriță. Înțelegi? Dă-i dracu de limac și noi să-i cântăm la Oana Apele. În fiecare dimineață facem un concert. Când ea deschide fereastra, bă, e ca în cenușărea asta, mă, cu ea. Tot, știi? De ce? Pentru că e Oana Apele. Mai știu o poveste care mi se pare foarte bună, pentru că are, are construcție frumoasă are energie masculină, cu Dichiseanu și Besoiu care voiau să agațe o tipă foarte mișto. Ah, asta e ai povestită chiar de, de energie, să vedeți. Mergeau cu avionul București-Paris și cum erau ei așa mari. Au văzut o, o, poloneză care nu era nu frumoasă, era ceva incredibil. Le cădeau plombele când o vedeau pe aia, știi? S-au gândit ei cum să o cucerească pe ea, știi? și cum inventau, jucau la caciarmat tot timpul, ceva incredibil, știi? Și uh, Jimmy care avea și umbla, el nu făcuse armata, dar umbla cu o chestie, ziceai că este general la pensie sau o chestie de asta, știi? Și explică lui aia că ei au fost aviatori și că sunt decorați, au lucrat în al doilea război mondial Știi? Și ăsta zice aia, dar tu erai pe. făceau între ei, știi? Tu erai pe vânătoare, eu eram pe bombardier, Am fost pe bombardier așa, și, și am făcut praf nu știu câte orașe. Da, da. să. Am luptat cu nemții, zice, am făcut praf, și Și treceau pe deasupra. Dresda, de Dresda, de eu am făcut o praf, zice. N-am mai rămas piatră pe piatră, a distrus tot orașul Dresda, la care poloneza care a început să intre, intrase în vorba cu ea și o vrăjeau că tia... și zice părinții mei amândoi au murit în bombardamentul din Dresda și să se... de postul de să taci și în... gata, s-a terminat, s-a <laughs> terminat cu poloneza <laughs> cum au inventat ei, știi că <laughs> <laughs> Dar câte din astea nu erau? Da. Jucau la Cacelma tot timpul, tot timpul jucau la Cacelma. Îți da. plac raiurile da. românești? Știu că, Sunt foarte amuzat, adică ai cunoscut actori care aveau accent. Da. Adică, dintre da. toate chestiile de neînțeles, în afară de sălăjană, uh, care e îngrozitoare, bănățeana, ți se pare că ar fi un dialect. Uh, ar fi bine să predea bănățeana în școală? Cui? Nu știu, te întreb. Cine merge? Am văzut că mai merg. Eu, de deocamdată, singurele chestii de care se face misto, da? ca graiuri, în piese sunt zonele astea de să zicem de Cluj sau accentul de Cluj care e foarte clar, da. diferențiat. Formă se mai face mișto de ce se întâmplă cu accentul din Secuime da. sau accentul moldovenesc preponderent la de Chișinău. Dar și de Galați că de Brăila fii fiat, că n-am zis nimic că sunt în salon, da? Da. Ok. Brăila nu e un accent. Uh, mai vorbim. Deci fiecare om are un anumit accent. Eu dacă mă duc în Cluj, eu mă simt imediat că s bucureștean. Da, știu. Știi? Dacă mă duc în Suceava, la fel. Deci, indiferent cât de tare mă forțez eu, asta se vede. Dar uh, am notat de la tine că te-am auzit vorbind în Bănățeană, foarte convingător. Spuneam bani, că nu te, în Să te cotârcesc. Da. Azi bruncă-te să te cotârcesc. Da. Este o poveste a unui care um, a luat o cameră în gaz de la cineva și stând pe pat, așa, ca să vadă cât e de bine patul, gazda a plecat și când a venit înapoi a zis a zbruncă -te să te cotârcesc. Și asta a făcut așa. Ce-mi face? Ce-mi face? Și de fapt ea avea o, o pătură, așa, și însemna întinde-te puțin ca să te învelesc. Dacă îți spune cineva zbruncă să te cotocești și mare și o privire așa, faci nenică, până aici mi-a fost, știi? Și asta ți-am spus, apropo de bănățeni, știi? Ți-am spus cum, cum îți dai seama că unui bănățean, nu? Nu. Deci îl deschei la cămașă da. și vezi că aici este roșu. Da? e roșit, pentru că ei iau cărămida și se bat cu ea în piept că tot banatul e fruncea, știi? <laughs> și atunci rămâne roșu. Că toți bănățenii sunt puțin roșii. De la cărămidă, știi? De la cărămidă, se bat cu ea. știi ce mare, roșu și strică la dinți? Nu mi-ai spus că avem și o sesiune Nu, nici nu, te-am întrebat te așa, am făcut și eu, mai fac și o conexiune. <laughs> mare roșu și strică la dinți? Da. Dacă stai să mă gândesc la bancurile tale, poate să fie orice. E cărămida. Da. <laughs> era, știu că am, am descoperit că avem o pasiune comună, numită Pastorel Teodoreanu. Da. Și uh, ultima lui epigramă, zim povestea ei, Aia mi s-a părut. Ultima lui epigramă, ori. pe care a făcut-o cu un sfert de înainte să moară. Da. La uh, pe șosea viilor, era un sanatoriu și cu un sfert de înainte să moară, a făcut următoarea epigramă, știind că o să moară, culmea neroziilor și râsul copiilor, să pui stop bețiilor pe șoseaua viilor. Dar aia pe care nu a, nu a, a tipărit-o nimeni, aia cu Petru Groza, ți-am spus-o? Nu. Deci Petru Groza a fost chemat la ordin la Moscova, că, na, el era marionetă oricum, că de marionetă am vorbit și o să mai da. vorbim, și când s-a întors, era o mare ceață la București și n-a putut să aterizeze. Și a aterizat la Cluj. Știi? Și cum făcea pe șervețel la cap și a păstorel, cum auzea una o și trântea, și până seara o știa tot Bucureștiul. Asta a fost... Ți-o spun pentru că n-a tipărit-o nimeni. Din Moscova în Mănăștur, Petru Groza în Carlingă, n-a văzut atâta cur cât ar fi putut să lingă. Asta mi-a plăcut pentru că <gângălță> spune foarte <gângălță> mult. <gângălță> Văd că nu știai asta? Da, nu știu. Da. Și aia cu Madame Carateilo, știi? Nu. No. Madame uh, Gheorghiu, deci, s-a gândit el să facă să atragă să, artiștii de partea lui și a inventat două titluri care între timp au dispărut: Artist al Poporului și Artist Emerit, știi? Și asta avea un circ particular, la ți am spus că da. era unde era, așa călărea cai albi, lipițeani cu panaș de struț, călărea în picioare, știi, pe cai. Eu am văzut asta, avem vreo patru ani. Bun. Și Dej îi acordă titlul de artist emerit, cu lui Madame el sau ceva, nu mai da. știu, da. Și asta la, la radio a spus că în momentul în care i-a fost acordat titlul, S-a simțit profund atinsă. Păstorul imediat, stimată doamnă și distinsă, când ați fost profund atinsă, erați călare sau întinsă? Că e pentru o călăreață, nu? Da. Pasta cu soldatul sovietic pe care nu l-au dărâmat imediat. Da. Trebuie să mai ții minte că era acolo da. după. Da, da, da. Da. Avea un soclu uriaș, știi? Și așa a făcut soldate rus, soldate rus, cine te-a pus acolo sus? Nu ca ai pe popoarele, ci vin că put picioarele. <G ligues> <laughs> Mastercard a prezentat Act de siguranță. Uite, a venit o prietenă de-a ta. Hello. Vezi, da? hello! Hello, Ce faci? Ce faci? Ce faci? Tu ești vaian, sunt pe fire. <sus> Apropo de clown, gruia, da. știi cum se spune țelină în engleză? Nu? Țălaina. <sus> da. Tu ești absolvent de engleză, nu? Yes. Da, mi se pare corect. Sure. Faci <sus> <coughs> tu la revedere da. cu ona. Da, sigur că da. 爸